Trăim în epoca tehnologiei, iar ecranele au ajuns parte din viața noastră. Le folosim acasă, la serviciu, pentru a lucra, pentru distracție sau pentru a ne relaxa. Iar copiii noștri au crescut și ei în același stil. Care este însă vârsta de la care cei mici pot fi expuși în fața acestor ecrane? Cât timp ar trebui să petreacă în fața acestora? Dar și ce probleme pot apărea în urma unei supraexpuneri? Aflăm acum de la Marius Zamfir, psiholog. Bună ziua și vă mulțumesc pentru prezență! Bună ziua! E clar că ecranele sunt parte integrantă din viețile noastre. Nu putem să negăm și nici să evităm să stăm în fața lor, dar atunci când vine vorba de copii, care este vârsta de la care putem să începem să-i lăsăm în fața ecranelor și cât timp pot să petreacă în fața acestora? În Europa nu există niște studii concludente. Există doar o recomandare a Organizației Mondiale a Sănătății care spune că până în 5 ani ar trebui să nu stea deloc și după aceea o oră până la 12 ani. În schimb, ne putem baza pe recomandările Academiei Americane de Pediatrie, care spun în felul următor. Până într-un an jumate ar trebui să nu aibă copilul deloc acces la ecrane. Între un an și jumătate și 2 ani, maxim o jumătate de o oră, dar numai cu un adult în preajma care tot timpul să explice copilului ce se întâmplă în fața ecranului. Între 2 și 6 ani, maxim o oră, și între 6 și 12 ani, maxim 2 ore pe zi. Ce se întâmplă dacă nu respectăm aceste recomandări, să le spunem? Știm cu toții că sunt părinți care își lasă copiii nesupravegheați în fața ecranelor ca să mai să le găsească o altă ocupație sau să își poată face treburile din casă liniștiți. Sunt părinți care își expun bebelușii, da, în fața ecranelor ca să le ușureze, nu știu, o masă sau tot așa, ca să le ocupe timpul. Ce se poate întâmpla în cazul ăsta? Din păcate, se poate ajunge la probleme destul de grave. Vorbim de probleme de dezvoltare a limbajului, dezvoltare cognitivă, probleme de alimentație, probleme de somn, dar în cazurile extreme, când bebelușii au stat peste 4-5 ore pe zi, putem ajunge la acea formă denumită autism virtual, adică copii care dobândesc comportament aproape identice ca în tulburarea de spectru autist, numai că dacă eliminăm ecranele și începem un proces terapeutic, vedem că recuperarea se realizează foarte rapid și atunci ne dăm seama că afectarea a fost cumva cauzată de aceste ecrane. Pentru că, de fapt, copilul nu mai primește informație corespunzătoare din mediu, vorbind de informație socioafectivă, informație senzoriomotorie, pentru că el nu vede decât un ecran. Ori în ecran avem doar senzația auditivă și senzația vizuală. De pildă la băieți, băieții oricum sunt mai afectați și în autism, avem 75-80% incidență. Noi bărbații, când ne concentrăm vizual către ceva, suntem un pic surzi, în sensul că nu putem procesa mai multe sarcini odată, cum poate creierul feminin să aibă o atenție distributivă. Și percepția vizuală necesită existența unor mecanisme elevate ale gândirii. Adică noi, când ne uităm la un film, într-un minut deja am făcut 20 de posibile scenarii în cap despre filmul respectiv, pentru că avem niște mecanisme ale gândirii. Bebelușul mic nu are aceste mecanisme și atunci e un fel de uitat în gol. Dar cea mai mare afectare este, de fapt, această afectare psihosocială. Copilul, în loc să primească și să învețe să primească plăcere din interacțiunea cu adultul, va primi plăcere din interacțiunea cu un aparat, cu un device. Și în felul acesta el va căuta plăcerea de acolo și își pierde atenția către adult, își pierde motivația către adult și, de fapt, acestea sunt principalele mecanisme prin care copilul va învăța, pentru că motoarele învățării sunt capacitatea de imitare, care se bazează pe atenție și pe motivație, limbajul receptiv, care la fel se bazează pe atenție și pe motivație, și jocul simbolic. Și nu se mai dezvoltă mecanismele învățării. Spuneați că își pierde atenția către adult, își pierde atenția și către alți copii, mă gândesc, și atunci nu va mai exista nici acea joacă între copii, nu-i așa? Bineînțeles, vorbim de atenția socială, atenția împărtășită, în primul rând, către oameni, către orice om sau către orice copil. Pentru că, în general, în tulburarea de spectru autism avem această afectare a mecanismelor plăcerii pe interacțiunea socială și gândiți-vă cât de dependenți suntem de aceste mecanisme, încât dacă ne analizăm o zi obișnuită a noastră a adulților, o să vedeți că minim 70-80% din activitățile zilnice, în timp ce le facem, nu avem neapărat un chef să le facem și vedem că în spate avem niște motivații de natură socială. Deci, bazate pe aceste mecanisme sociale, care sunt niște mecanisme genetico-neuropsihofiziologice care se dezvoltă, să obținem hormonii plăcerii când trebuie, să obținem hormonii stresului când trebuie, și copilul nu mai învață să primească aceste mecanisme. În general, un alt factor care amplifică foarte mult acest consum de ecrane este extrema cealaltă, cu hiperprotectivitate. Mămicile fac în general totul în locul copiilor, ei nu mai fac absolut nimic, deci când nu avem timp să ne ocupăm de el,
sau nu mănâncă cum trebuie, găsim această cale facilă să-i punem un ecran în față și când ne ocupăm de el, facem noi tot un locul lui și astfel copilul nu mai apucă să se dezvolte corespunzător. Spuneați că această supraexpunere poate să ducă la autism virtual. Cum facem diferența între autismul virtual și autismul standard, să spun așa? În principiu, în faza inițială e foarte greu să ne dăm seama, pentru că copilul întrunește toate comportamentele, pentru că autismul, vorbind de autism în general, în momentul acesta nu se poate diagnostica la nivel medical printr-un tip de analiză medicală. El se diagnostichează prin observarea unor comportamente. Ori aceste comportamente apar și la copiii care au fost supraexpuși la ecran și la copiii cu autismul clasic, să-l numim așa, în ghilimele. Noi chiar vom organiza sâmbătă la sala de ales o conferință cu tema schimbare de paradigmă în autism, autismul cauză sau efect al altor tulburări. Pentru că de foarte multe ori în ultimul timp se merge pe această premisă că autismul este ceva născut, că așa s-a născut copilul și că nu mai avem ce să-i facem. Noi am recuperat foarte mulți copii cu autism și am văzut că se poate lucrurile acesta și împreună cu mai mulți medici acum am găsit potențialele cauze ale autismului și e bine să ne îmbinăm aceste terapii psihologice cu terapiile medicale și cu implicarea părintelui și în această conferință vom dezbate toate aceste aspecte.